Zilele trecute s-a închis Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești din județul nostru. Directorul DGSPC Călăraș Gheorghe Drăgănică a declarat în cadrul unei conferințe de presă că după închiderea centrului Plătărești a început restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești, iar până la finele lunii iunie dorește să încheie restructurarea tuturor centrelor pentru adulți din județ. Ar trebui să aduc în discuție a conferinței de astăzi doar două teme, pentru că, așa cum știți, activitatea direcției este foarte complexă și nu o putem rezuma cu câteva cuvinte. Cele două teme sunt bugetul pentru 2021 și restructurarea centrelor de adulți. Cu referire la bugetul alocat pentru 2021, am primit de la Ministerul Muncii 33.242.000 de lei. Asta, în procente, ar fi în jur de 58% din totalul de 90% care trebuie alocat. Diferența, cred că o vom primi de la Consiliul Județean. Legat de restructurarea centrului de adulți, am finalizat închiderea centrului Plătărești. Beneficiarii au fost relocați o parte în centrele noastre, o parte în privat, o parte sunt beneficiari, erau beneficiarii Bucureștiului și au preluat și trei dintre ei au fost reintegrați în familie. Urmează să facem restructurarea centrului de la Ciocănești și sperăm ca până la 30 iunie să finalizăm și restructurarea tuturor centrului de adulți. Având în vedere că bugetul de viață de cei va fi mai limitat în acest an, ce activități vă vedeți în care sunt prioritățile Bugetul este constituit pe structurile de personal și structurile din centrele noastre, asta inclusând atât beneficiarii, cheltuiala cu beneficiarii, cât și cheltuiala cu salariile. A spus că guvernul a alocat în primul trimestru anului 2021 doar suma de 33 de milioane, asta reprezentând 58% din necesarul bugetului nostru alocat pentru întreg an. Așa că contribuția de la Consiliul Județean noi asigurăm funcționarea fără probleme tuturor activităților până la septembrie 30.